Ok, suntem la Alternativa Ore. Emisiunea asta se difuzează în fiecare luni seară de la ora 22, în reluare joi de la ora 23. Dacă vreți să ne scrieți pe Facebook, nu aveți cum pentru că nu avem pagină de Facebook, dar puteți să scrieți pe onemusic.ro, acolo intrați și vedeți și emisiunea asta în streaming și există și pagina de Facebook, One Music. În fiecare săptămână vin oameni noi la noi în emisiune pe care trebuie să-i vedeți, să-i ascultați, să mergeți la concerte și noi facem tot posibilul să-i prezentăm, să-i arătăm și voi hotărâți ce faceți cu ei. În seara asta, după ce în prima parte am vorbit cu cei de la Nextex, avem în partea a doua, o avem pe Ana Coman, care a venit la noi în emisiune. Bună dimineața, bună seara! Bună dimineața, bună seara! Ok, a venit la noi la emisiune, mai de mult am vorbit eu cu ea la un moment dat și am zis, băi, vino la noi la emisiune, băi, n-am clip. Așa a fost povestea. Și pe urmă ai spus tu, într-o zi mi-ai dat un mesaj și mi-ai zis, băi, am clip. Mm-hmm. Și am zis, bine, atunci haide, ce să mai facem? Ana, zi pentru cine nu te cunoaște, cum, de unde, când te-ai apucat tu să cânti și nu, când a fost prima dată când te-ai apucat de cântat? De cântat m-am apucat de mică, că am făcut cor 10 ani și chitară clasică, dar după aia m-am lăsat de tot până acum vreun an jumate, când m-a descoperit cineva pe Facebook și am început să cânt într-o rubrică, într-o emisiune. În ce emisiune? La radio. La Radio Guerilla. Cool. Acum câțiva ani, uite, chestia asta pe au descoperit cântând pe... Când ai pus, tu ai urcat ceva pe YouTube sau pe o platformă și lumea te-a văzut. Mai există sau există puterea asta a internetului care... Chiar dacă nu ai nimic în spate, un agent sau un impresar sau nu știu ce, pur și simplu pui ceva și lumea rezonează și mergi mai departe, asta e, nu știu, acum practic exemplul tău. Te așteptai să primești feedback-ul ăsta și să, nu știu, să-ți dea impulsul să te apuci din nou de cântat? Nu prea mă așteptam, eu nu urcam pe Facebook ca să mă găsească cineva, ci pentru că era singurul loc în care chiar aveam curaj să cânt. Că în public nu voiam să mă arăt, n-aveam tu pe o să urc pe scenă și dacă eram eu în cameră cântând și apoi urcam pe Facebook, pentru că n-aveam interacțiunea directă cu publicul, nu mi-era frică. Deci nu mă așteptam să fie și cineva acolo care să zică bravo, ai cântat mișto, dar iată că se și întâmplă. Practic, perioada de activitatea ta se întinde pe un an și ceva. În perioada asta, care au fost cele mai importante momente din, așa, dacă există niște repere în tot anul ăsta care să spui, uite mă, datorită acelui concert sau acelui lucru, eu am ajuns și mi-a dat cumva energie să continui. Cel mai important moment pentru mine în momentul ăsta a fost chiar concertul pe care l-am avut acum 2 săptămâni, când a fost prima dată când am cântat cu trupă, până acum cântam doar acustic. Și atunci mi-am dat seama că asta e fix ce vreau să fac în continuare, să-mi fac eu o trupa mea și să continui așa, să nu mai fiu eu de una singură. Cam ăla a fost. Ok, ai simțit nevoia să treci de la singură cu trupă? Ai simțit tu interior sau crezi că dă mai bine sau crezi că, nu știu, așa a zis publicul sau cineva? Sau că de obicei sunt foarte mulți oameni care și cântă singuri și ok, care cântă cu trupă, e ok, cum ai ajuns? Mereu am simțit nevoia de mai mult, adică mereu le compun la voce și chitară, dar părea că nu sunt finalizate, nu sunt complete și când i-am întâlnit pe băieții ăștia... Cine cântă cu tine? Au cântat Dan Minel Stoica și Daniel Olteanu cu mine. Okay. Și imediat ce au început să compună la pian și la tobe peste ce aveam eu deja, mi-am dat seama că ăla e rezultatul pe care îl voiam eu de la bun început, ca așa voiam să sune.